Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod cu 5M. Suntem pe serverul Panda, România Roleplay, l-aveți în descriere și vă aștept alături de noi, Da, dacă vreți să intrați și voi în Mafia Roșie, suntem o mafie destul de măricică atunci când fac live, dar când filmez video am rămas mai puțini, dar sper să mai vină băieții. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe și hai să dăm drumul la treabă aici, să vedem ce facem. Băi, dă-te mă jos cu picioarele de pe canapea, mă. Băieți, trebuie să mergem să-mi iau și eu un pistol. Și apoi aș vrea să vedem prin oraș dacă mai dăm de băiatul ăla care ne-a mințit de locațiile alea. Aș vrea să mergem să-l capturăm. O să mergem după el, nu-i problemă. Uite că a mai venit unul. Mai urlă, mai ușor, 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 ușor. Ai adormit în mașină, a? Da, da. E că ăștia suntem toți. Haideți să mergem, băieți, haideți. Ce vrei dacă vrei să facem bani, putem să vindem mobila din casă, că e scump. O vindem? Păi ce dracu, ce comoare ai prin casă și ce tablouri, dacă vrei bani, să faci bani. Cred că asta e mașina mea. Asta da, e anumită. Hai colegul, aici. Șeful, vezi că am vorbit cu prietenul meu și ai zis că ne cer 20.000 pentru 4 arme de calibru mare. Mamă, e bun preț. Cele mai bune arme din oraș. Și ne dă el? Ne dă arme? Da, da. Dar acum trebuie să le procureze, să le facă și mă sună când le are și mergem să ne întâlnim cu el. Ok. Am mai luat de la el, de acolo avem și cealaltă armă. Șefu! Ce vrei, mă? Poți să plece la magazin să iau și niște apă? Te poți da tu jos, uite, e mașina aia de poliție, dă-te jos aici, e mașina aia de poliție, te duci și îți cumperi și pe aia ne găsești tu. Da, hai, lasă că nu mai vreau cu... Hai, dar tu ce te-ai gândit, mă, că eu sunt taxiul tău să te duc pe tine să-ți iei apă? Nebunule. Da, tu ar trebui să fii taxiul șefului, nu el al tău, băi ăsta. E fuște la ce mă gândeam, să luăm unul static sau doi și să mergem să dăm jaf la cea mai mare bancă. S-au întors ea după noi. Poliția spate. S-au întors după noi. Am scăpat de ei. Eu să-mi iau un pistol de aici, să am și un pistol. Aolo, eu nu pot să-mi iau acum arme, că n-am bani la mine. Colegi, aveți să-mi dați și mie $1000? N-ai nevoie, n-ai nevoie de armă. Ah, ok. Îi bapă toți cu pumnii, adevărat zic. Hai să căutăm să prindem pe cineva, mă băieți. Eu aș vrea să-l prind pe ăla de neamințit. Aolea. Eu sau așa. Oh, no. Ce faci, mă? Cred că aș fi plecat din oraș. Ești supără careva? Stai că dau un telefon și aflu imediat unde e. Mă. Da, ta, șef, i-am luat numărul de telefon, acum hai să-l sun. Ăștia caută băgare în seama ea, ăștia doi. Ia oprește-o, ia oprizi-mă, oprizi-mă. Cu noi are treabă sau nu cu noi?
Aaaa, colegul. Ce Dumnezei, mă, timp leg. Am rezinat de la foame, colegul. Stai pe loc. Omorâți-l pe ăla după mașina neagră. Eu nu după mașina gata neagră. Și pe-am vorbit cu el, știi parcarea aia de lângă magazinul. Avatar! Aia cu 4 etaje roșii. Hai că nu e momentul să vorbim acum. Bă! Poliția, poliția, poliția! Fugi, mai să fugi, suie-te tu, suie-te tu la volan. Dacă eu nu știu să conduc șeful. Hai că ăsta al meu... Dă-i. Daci. Pune pe GPS unde e parcarea să ne întâlnim cu el, să ne dea arme. Imediat, e tot în față. Aoleu, mă băieți, ce ne atacă ăștia, frate. Care mă, asta roșie? Da, asta roșie de aici. La care e tăl? Du-te la al doilea etaj. Ușor, că asta n-are frâne. O, hai să moară. Ma, mi-a făcut un cap de gram. Îl sun să-i zic să vină acum la al doilea etaj. Hai să mergem sus de tot mai bine. Pune-i să vină sus de tot. Păi ia. Acum. Suntem urmăriți, dar cred că sunt ai noștri. Șef a zis că e sus. A, blană. Uite-le. Dar cine face plata? Nu știu. Hai, salut, băieți. Hai, salut. Bună ziua, domnule. Să trăiești. Eu n-am bani să-i dau, mă, băieți. Am mulți ați venit. Domne, avem nevoie de arme, domnule. Asta e la de la păcălit. M-a putut să ești tot să o mai trei. O, băi, băi, măi, liniștiți-vă, măi, că are să ne dea niște arme. Venit aici să ne dea niște arme. Domnul, ai să ne dai sau n-ai să ne dai arme? Domnule, dacă îmi lași puțin timp, o să revin cu telefon, văd ce poți face. Stai așa, șeful, că ăsta e la de neapăcălit. Mă duc acum să-l sun pe păi domnul la care ne dă arme. Nu sunt eu, domnule. Imediat. Ăsta e, mă, ăsta e cu casca, nu știi. Ăsta e Dumnezeu, mâinile sus, mă. Mâinile sus. Asta e la cu casca de polițism, mă, de... Asta e șeful, asta e. Băi... Ia luați armele dacă are la el sau ceva să sune pe cine, luați armele. Băi, stai că i-am luat telefonul de aici de la spate. Stai să-l trec, să vezi. Mamă, ce are pe spate? Are un AK. Băi, nu da, mă, în el, mă. Băi, alo, gata, liniștiți-vă toți. Are și un pistol în Glugger, hai că iau tot pe el. Lăsați-l pe șeful să vorbească, nu voi. Șeful a spus băiatul ăla că mai are un pic și ne termină armele. Ok. Ne ții tu legătura cu el. Băi. Da. Hai să luăm pe ăsta că am o treabă cu el. Luați-l și-l aduceți-l aici la mine în mașină. Hai, în mașină aici. Colegii, luați-i voi mașina. Luați-i mașina lui. Luați-i și mașina lui. Asta nu merge cu oricui. E pe apă. Băi, descuie. Apasă. Hai, mai intră. Băi, descuie, mă, mașina. Așa, hai de scocul. Stai să leg pe ăsta, stai așa. Măi. Stai să iau funia. Leagă-l de scaun. Am legat de scaun. Pune-i centura. Haide. Stai să-i pun și centura. Gata. Deci ăsta e ăla care ne-a mințit pe noi. De ce ne-ai mințit, mă, că știi unde sunt locațiile de droguri și ne-ai pus să căutăm pe acolo, a? După aia te-ai făcut și nevăzut. Voiam să scap, domnule, am copii acasă. Ai copii acasă, a? Dacă voiai să scapi, ne dădeai locația și nu mai aveam treabă cu tine. Dar roata sorții... Nu știu. Roata sorții se învârte, țac, țac, țac. Moartea e pe lângă tine, țac, țac, țac. Aoleu. Băi, trebuie să trecem pe la un peco, să luăm niște benzină. Se poate lua benzină de la peco? Probabil, eu știu ce se mici au ăștia. Eu nu aici sus de tot și prima la dreapta.
Era un peco pe aici pe undea, dar nu mai știu unde. La stânga acum, pe aici e. Cred că mers pe GPS. Vale, vale. Le dai tu jos din spate și iei un... E o canistă de aia. N-am bani la mine, am 50 de bani. Aolo. Și am un morbid. Celălalt, dă-te tu celălalt și cumpără o canistă de aia. Vezi acolo, ai. Hai, dă-te jos și vezi. Dă-te jos și vezi. Eu n-am bani. Bă, dar voi toți sunteți amărâți, mă. Stai că stare bebe, stare. Mai am 100 de lei în bancă. O problemă cu legi? Nu, domnul, nu. Avem și noi nevoie de o canistră de aia, de benzină. Se poate lua de aici, de la Peco? Nu cred. Merge de aici. Dă-mă până la bancă. Da ce mă, taxi? Bă băieți, eu pe ăsta vreau să-l omor, bă băieți, eu pe ăsta vreau să-l omor. Ne urmărește ăla cu BMW-ul, eu pe ăsta vreau să-l omor. Mă sui pe baraj, mă băieți, mă sui pe baraj și-l arunc în apă. Voi să vă puneți centura. Am pus, am pus. M-a sunat colegul că vrea să ne întâlnim să cumpărăm armele. Păi și cum facem? Cine le achită? Poftim? Cine plătește? Vedem noi acolo. Am doar în bancă, 250. Lași mă din gură. Domnule, nu puteți să plătiți și apuse pe dreapta, că mă scap. Mai pot. Ba da, domnule, ia dă-te jos. Să desfac? Domnule, dumneata, suiete în mașină, că te cheamă colegul acolo. Suiete și... Unde? La supod, supod aici în față. Domnule, vin, dumneata, vină cu acea, da, da. Dumneata, vină cu acea, domnule. Te pui aici în genunchi. Te pui aici în genunchi. Mai în față, mai în față, mă, mai în față. Mai în față am zis, mai în față. Mai unde ți-am zis eu ție să mai te față, duci, mă? Dacă alunec. Păi ai de, hai, mai în față. Suiete înapoi în mașină, suiete înapoi în mașină. Dar ce am făcut? Păi, suiete în mașină acolo când îți spun. Stai pe loc, stai pe loc, stai. Ușor, ușor. Mă, du-te mai în față, mai în față, mergi mai în față. Față fără frică. Dacă nu vrei să te duci, te ajut eu, domnule. Tot mă rog de tine, mai în față, mai în față și nu vrei să te duci. Împinge-l, mă, nu acolo, împinge-l ăla, poți să-l împingi? Împinge-l acolo să cadă. Împinge-l în apă să nu-l vadă lumea, împinge-l ușor în apă. Așa, ușor, împinge-l ușor, împinge-l ușor în apă, așa, așa, împinge-l, împinge-l, că merge. Împinge-l în apă, împinge-l. Hai, încă un pic. Încă un pic, încă un pic. Încă un pic. Vedeți să nu cădeți. Gata, gata, s-a dus. Aia, bă, băiatule, bă. Îl mănânce peștii. Hai că ne cheamă băiatul ăla să luăm armele. Mă zui în față, ca spate rămâne în ceapă. Aolo.
așa facem, nu? Ia ziceți, domnule. Hai noroc. Șefule, sunt eu. Au venit armele. Ne vedem în spatele secției de poliție. În spatele secției de poliție, mai exact unde? Pod acolo, știi că e parcare? Da, da, știu parcare, știu parcare. Hai că suntem aici, sunt aici cu domnul. Hai că acum vin, acum vin. La revedere. Ok, la revedere. Not enough money to start a call, mam. Hai că m-am băgat pe aici, sunt flashcă, stai aici un pic. Ajunge la poliție, unde e poliția? Aici, aici, unde e? Suntem urmăriți sau ce ne-am să facem? Suntem urmăriți? Nu, nu. Nu suntem urmăriți. Noi doar urmărim, băie. A ieșit ăsta așa, hăț. Noi nu suntem urmăriți, noi doar suntem urmăriți. Urmăriți de urmăritori. Băieți, aici se termină primul episod din seria asta cu Mafia Roșie. Vă aștept mâine dimineață la continuarea acestui episod. Vrem să mergem să cumpărăm arme și să mergem să dăm jaf. Ce are ăsta, mă? Băieți, se pare că suntem urmăriți de polițiști. Și o să vedeți mâine continuarea acestui episod. Nu uitați, suntem pe serverul Panda Roleplay România. Vă aștept pe toți aici pe server. Vă aștept mâine să vedeți cum scap de poliție.